Cum alegi casa la țară? Este întrebarea făcută virală în social media de tinerii care fug din orașele aglomerate și zgomotoase. Fără experiență în imobiliare, se tem să se lanseze în investiții de proporții. Specialiștii în construcții spun că cele mai importante sunt fundația și terenul pe care a fost ridicată casa. În ultimii ani, peste 200.000 de, de oameni s-au mutat la țară. După un credit covârșitor, familia Moise a hotărât să se mute la țară, sătulă de traficul greu și poluarea din București. Diana și Tiberiu și-au scos apartamentul la vânzare și au început căutările pentru o nouă casă. Poate nu o să aibă gaze în primă fază, sau poate că nu o să aibă canalizare, pentru că pe la sate nu sunt peste tot zone cu canalizare. Încercăm să găsim. Au cerut sfaturi pe grupurile de Facebook ca să afle la ce să fie atenți. Oamenii cu experiență i-au sfătuit să renunțe la ideea de a construi o casă de la zero. Merită să cumperi una veche, din cărămidă eventual, și să o restaurezi. N-am găsit încă o casă exact. Cum ne dorim noi? Specialiștii în construcții spun că prima dată trebuie să ne uităm la materialele din care este construită casa, de la fundație până la acoperiș. Nu o casă cu azbest pe ea, și nici măcar în vecinătatea casei. Azbestul este un material periculos. Obligatoriu trebuie să aflăm pe ce tip de teren a fost construită locuința. Pot să am o fundație bună, o construcție bună, dar terenul să nu fie cel potrivit, amplasarea lui să fie neinspirat într-o zonă de teren alunecos, de teren inundabil. Casa trebuie să fie racordată la gaze naturale, electricitate și să aibă apă potabilă. Localitățile cele mai căutate sunt la cel mult două ore de București. Mulți dintre cei care fug de capitală au rămas legați de metropolă prin serviciu. Haosul, aglomerația și traficul intens sunt principalele motive pentru care tot mai mulți tineri aleg să dea viața de la oraș pe una la țară. Așa am ajuns în Pucioasa, acolo unde în ultimii 5 ani s-au mutat peste 1000 de persoane. Micul oraș, care nu este departe de munții Bucegi, are peste 3000 de case. Gheorghe Nicolaescu vinde una dintre ele. Da. Tot ce vedeți și ce se mai găsește aici sunt de când eram tânăr și eu, de când am cunoscut-o pe soție, au rămas așa cum au fost pe timpul pe de acelea. La maluri este cea mai rustică zonă din Pucioasa. Acolo vor mare parte din tinerii de la oraș să se mute. Domnul își dorește un acces facil la sănătate. Avem niște grădinițe și niște școli. Deci sunt oportunități destule, chiar dacă nu sunt toate în Pucioasa. Tinerele familii care au părăsit orașul nu par o secundă dezamăgite de alegerea lor. Am vrut să trăim la bloc, după aia ne-am mutat la țară. Aici este acasă, da. La București e doar munca, aici e familia. E liniște, păi e tot ceea ce contează pentru mine și familia mea, liniștea, în primul rând, siguranța. Prețul unei case vechi în zone apropiate orașelor reședință de județ pornește de la 30.000 de euro. O construcție nouă într-o astfel de comună poate depăși 100.000 de euro. Afli oriunde ai fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.